În momentul de față pot să spun că în filiala Arad a Partidului Democrat Liberal este liniște. Este un moment în care noi evaluăm foarte bine situația. Nu există solicitări de plecări. Nu am auzit ca cineva să plece înspre PNL sau spre altă formațiune politică. Iar dacă ne referim la declarația domnului Ioan Cristina, trebuie spus că mi-este greu să cred că vreun membru al Partidului Democrat Liberal cu o anumită responsabilitate în partid sau în administrație va pleca spre o filială condusă de domnul Neluțu Cristina.